Bun găsit, dragi prieteni! O să discutăm astăzi despre sport. În mod particular vom discuta despre not. Titlul emisiunii deja este afișat. Alături de mine se află un om de sport, un om care și-a construit întreaga viață, cariera profesională, pe marginea acestui sport extraordinar care este notul. Iuliu Berca, un antrenor renumit, un om care, deși are o vârstă relativ tânără, performanțele sportive vorbesc de la sine și cartea de vizită, ca să spun așa, este suficient de consistentă în a discuta despre lucruri care țin cel puțin de acest sport, așa cum spuneam. Vom discuta totuși un puțin la modul general despre mișcare, despre sport, pentru că, din păcate, în cultura noastră de masă începe să lipsească din ce în ce mai mult orientarea către această zonă a mișcării, a mișcării controlate, evident. Dacă discutăm doar dintr-o perspectivă fiziologică, și este foarte simplu de verificat, organismul uman este construit să se miște. Vedem și în țara noastră, vedem exemple poate și mai dure în alte țări în care confortul s-a instalat într-un mod aproape toxic pentru populație. Lucrurile nu sunt simple, lucrurile pot fi aduse, să spunem, la o normalitate, cu condiția ca cineva să și dorească. Momentan o să discutăm despre niște inițiative la nivel particular, o să discutăm despre exemple foarte frumoase pe care oricine, dacă dorește, le poate urma. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația la această emisiune, emisiune în care noi încercăm de fiecare dată să prezentăm informații un pic mai diseminate, un pic mai explicate. De ce? Pentru că dacă înțelegem profunzimea fenomenelor, la modul general discutând, cred că și asupra vieții noastre se va aplica o plus valoare sau vom avea cu toții de câștigat. Și prima întrebare cu care aș deschide acest dialog ar fi următoarea. De ce am crede noi, de ce i-am sfătuit pe telespectatori să urmeze o viață activă, să facă și sport? Pentru că unii ar putea să spună, dom'le, nu mai avem vârsta, nu mai avem timp, nu mai avem resurse necesare. Adică pot fi găsite și destul de multe scuze ca să nu facem sport. Da, așa este. Mulțumesc frumos de invitație, bună seara și ție și telespectatorilor. Da, este o problemă majoră, nu în țară, nu în Europa, cred că pe tot globul, mai ales în ultimul timp de, să zic, 10 ani, de când telefoanele mobile au intrat în viața noastră ca parte activă în orice moment, de când ne trezim până ne băgăm la somn. Au de suferit foarte mult copiii, în primul rând, că duc lipsă de mișcare și nu vorbesc de sport aici, ci duc lipsă de alergat în spatele blocului, preferă să stea pe telefoane, duc lipsă de, eu știu, jocuri cum făceam noi când eram mici odată. Nu zic că era extraordinar ce făceam noi, dar făceam mișcare. Era mult mai eficient. Da, ai zis mai devreme că suntem construiți să ne mișcăm. Într-adevăr, chiar suntem construiți să ne mișcăm. N-am fi avut, eu știu, picioarele așa dezvoltate, mâinile, am fi avut niște mâini micuțe și bune doar ca să mâncăm și eu știu ce să mai facem cu ele. N-am fi avut picioare lungi să mergem, am fi avut niște picioare scurte care să, probabil peste vreo 100 de ani, 200, o să avem picioarele doar așa cât să ne așezăm pe un hoverboard și să ne putem deplasa. Dar sportul este important și, mai bine zis, mișcarea, ca să fie pe înțelesul telespectatorilor, este important în viața tuturor și mai ales a celor mici, încă din primii ani de viață. Se observă, într-adevăr, ai spus tu, că sportul nu-și mai are loc așa mult în viața de zi cu zi a omului modern, dar să știi că în ultimii 2 ani, cel puțin din punctul meu de vedere și din ce văd eu la bazinul de not, la bazinul olimpic din Pitești,
oameni ca tine și ca mine au început să vină din ce în ce mai des și din ce în ce mai mulți ca număr să înnoate. Și nu cred că numai la bazinul olimpic, și la celelalte bazine din Pitești, mai avem două bazine, Victoria, Verity, care sunt foarte primitoare și care, la fel ca și bazinul olimpic, duc, pot să facă față la toate cerințele celui care vrea să vină să facă acea mișcare. Că nu e sport, până la urmă. Sportul e un subiect enorm de mare. Noi o să discutăm într-un mod particular despre un exemplu care este foarte important și el poate fi oricând urmat și de alte zone ale țării. Hai să spunem că noi cumva suntem privilegiați să fie avut acest bazin olimpic. Este o investiție a regimului trecut. La momentul la care el a fost inaugurat, era nu doar cel mai mare și cel mai modern din țară. Vorbim despre 1983. 83 s-a construit, 84 oficial. 1984. Dar era, la vremea respectivă, unul dintre cele mai profesioniste bazine olimpice din Europa. Așa sau este. Cel puțin din Europa de Est. Așa este. S-a organizat o balcaniadă, dacă nu mă înșel, au fost concursuri internaționale. Bine, și atunci și acum suntem cumva, repet, privilegiați. Nu sunt multe asemenea bazine la nivel competițional în țară. Și poate că și asta a făcut ca piteștenii să fie cumva avantajați. În schimb, cu excepția Notului, în Pitești și în județul Argeș, nu cred că există un sport, o disciplină sportivă care să fi captat atât de mult atenția, mă refer ca sport de masă, sport recreativ, nu discutăm despre performanță. O să discutăm despre performanță în alt context. Am înțeles. Da, ca scop recreativ am și început discuția oricum. Acei oameni care vin să înoate la bazin, într-adevăr, îi pierd o oră și jumătate din timpul lor personal. Câștigă. Asta voiam să zic. Asta voiam să spun. Dar câștigă dublu, triplu, înzecit în timp. Pentru că ne spune doctorul, cred că era bine și un doctor să fi venit la emisiune, ne spune doctorul că e bine să facem mișcare. Noi toți știm asta, de când eram mici, mens sana in corpore sano. Nu cred că este om care să nu știe că mișcarea înseamnă sănătate. Mișcarea te ajută să gândești mai bine, mai profund, mai rapid. Conexiunile interneuronale se fac mult mai repede atunci când ai făcut mișcare, pentru că ești mai oxigenat și circulă mai repede, eu știu, acetilcolina la nivel de neuron, la nivel de sinapse. Deci este și explicat foarte clar cum se produce această schimbare în bine în urma mișcării pe care omul o face. Acum este bine de înțeles că este bine să se înțeleagă că mișcare înseamnă și mers. Dar mulți, și am auzit foarte mulți, crede-mă, și i-am apostrofat un pic, care îmi spun că eu fac mișcare. Eu merg, mă duc de două ori pe zi la magazin și am de mers, eu știu, 500 de metri. Nu e mișcare. Mișcare în beneficiu... Poate cel mult o deplasare. Exact, este un pic de, da, o deplasare. Mișcare trebuie să îți mărească un pic ritmul inimii, un pic peste media pe care tu o ai zi de zi la activitățile tale obișnuite. Dacă nu ai mărit un pic ritmul inimii, nu cred că sunt schimbări fiziologice înspre bine după urma acestei așa zise mișcări. Deci e bine ca această mișcare, și ar fi bine ca telespectatorii să înțeleagă, nu trebuie neapărat să facă not sau... Asta nu înseamnă că se duce la magazin și începe să alerge până la magazin. Trebuie alocat un timp special pentru această mișcare. Și ce este bine, mai ales la not, este că poți să faci și efort fizic, dar poți să te și relaxezi în același timp. Poate nu chiar în același timp, dar dacă ai notat două bazine tare, să îți mărești ritmul inimii, să simți că ai făcut mișcare, poți să faci încă un bazin sau două, ușor să te relaxezi. Dacă te duci să alergi pe stadion, nu cred că poți să te relaxezi prin alergare. Cel puțin mie îmi este foarte greu să alerg și să mă și relaxez în același timp. Dar la not, apa te ține, plutești. Poți lejer să te și relaxezi. Dacă ai o zi foarte grea în care chiar simți că nu poți să îți faci activitatea de mișcare, poți foarte bine să te relaxezi înotând ușor. Și să-ți... Este, și îmi pare foarte bine că ai atins acest aspect, mai ales în zilele noastre. Stresul nu doar că face parte din viața noastră, ci pur și simplu își pune amprenta asupra calității vieții noastre. Oamenii s-au obișnuit să fie stresați. Nu discutăm
N-am obișnuit cu mulți, este o întreagă emisiune. Așa. De ce acceptăm totuși să, să primim poate mai mult decât ar trebui. Însă, iată, notul poate fi una dintre soluțiile foarte facile, dar și foarte eficiente în a gestiona și elimina stresul care el este, repet, permanent, din cauza factorilor, să zicem, socio-profesional, socio-economici, așa mai departe. Cu toate că este interzis săritul în bazin, cel puțin la bazinul olimpic, și salvamarii mereu și ridică, scot fluierul din buzunar și atenționează că nu ai voie să sari, în momentul în care sari în apă, intri cu cu totul altă lume. Deci, din punct de vedere al stresului, dacă ai venit ca să te relaxezi sau să faci mișcare, uiți total de el. Deci nu îți mai stă gândul la nimic. Și acea jumătate de oră sau o oră pe care o nu sau pe care o petreci în bazin, o vei petrece lipsit de acel stres cotidian care ne macină pe toți. Deci bine este să facem, să încercăm să ne facem timp în acel program foarte ocupat pe care toți îl avem în ultimul timp, se pare că nu numai tu, eu sau este o oră anume la care noi acum suntem în emisiune, dar timpul ocupat pe care îl avem, este bine să ne facem loc pentru mișcare. Ceea ce nu-mi place și aud de la diversi este că nu vin să fac, nu vin să not pentru că nu am timp, că trebuie să muncesc, trebuie să alerg, trebuie să mă duc aici, să mă duc acolo, dar în lipsa mișcării, nici această alergătură a lor nu este foarte bine făcută. Pe când în prezența mișcării vor putea să alerge poate câte două ori mai mult, deși este un timp în plus alocat mișcării. Asta ar trebui să fie lumea făcută să înțeleagă. Părinții au înțeles că e bine să facă cei mici mișcare. De ce? Ca să nu stea în fața blocului, știi și tu, problemele părinților din ziua de astăzi. Se apucă cei mici de la vârstă fragedă de fumat, Doamne ferește, mai târziu de alte hobby-uri. Deprinde, da? Deprinde obiceiuri foarte toxice. Exact. Deci părinților le place să-și ducă progeniturile către un sport. Să știi că mulți îi duc acolo doar ca să scape de ei două ore. Deci avem cazuri foarte multe în care îl trimite la not. E un fel de bonă neplătită, da? Duci la performanță, a intrat în grupă de performanță. E un fel de semi-abandon, că... Uf, ce urât sună, da. Nu m-am gândit la asta niciodată. Sună foarte urât, uite, chiar nu o să fac asta niciodată cu cel mic al meu. Dar sunt majoritatea părinților, îi duc pe copii, nu ca să învețe să nuate neapărat, ci ca să le țină timpul ocupat. Încă ceva, majoritatea părinților nu duc pe cei mici la not ca să se ducă la performanță, să iasă campioni. Și atunci preferă să-i țină la cursuri de not, care nu te obligă să vii de două ori pe zi sau o dată pe zi sau zilnic sau așa, în zilele când poți, doar ca să facă mișcare, ceea ce este extraordinar. Vreau să spun că Pitești, în 2008-2009, ne duceam în școli, luam copii pentru inițiere la bazin, cine vrea la not, ridicau cel puțin jumătate de clasă mâna. E bine, acum dacă te duci în școli și inviți un copil sau inviți o clasă la not, toți vor ridica mâna și vor spune că sunt deja la not, ceea ce este o mare realizare a Piteștiului. Eu și colegii mei în perioada 2009-2010 ne-am apucat să facem o foarte mare reclamă acestui not, acestei ramuri de sport în Pitești. Am avut și pe baza și pe ce să facem această reclamă. Am avut foarte multe rezultate. Încă le avem cu nume mari în natația românească. Mai de curând am avut și nu numai marele noroc, dar șansa de a-l forma pe Glință la CSM Pitești. Glință Robert este format de colegul meu Viorel Ciobanu. De la zero, nu că l-a preluat de la nu știu ce club din țară când deja era campion. Și pe lângă el sunt mulți și mulți alții care au arătat că sunt înotători buni. Piteștiul a înțeles că înotul în acest municipiu este, eu aș zice că iar că este sportul rege la noi aici. Este o realitate faptică. Da. Piteștenii au înțeles, bazinul este plin, chiar seara arhi plin când lumea scapă de la servicii. Nu știu dacă în 2010, seara după ora 5, găseam 5 părinți în hol cu 5 copii de mână să-i ducă la bazin. Crede-mă că acum, la ora 5-6 în bazin, de-abia intri. Deci se formează cozi la intrare și asta este un lucru minunat. Ne arată nouă că prin prisma acestei
inițieri pe care o fac părinții cu copiii lor, ducându-i la not, și noi, antrenorii de performanță, la urmă putem să facem grupe de performanță din care putem să scoatem acei campioni după care noi suntem ahtiați. Noi, profesorii de not, ne place să lucrăm cu sportivii, dar nu ne atrage salariul ca să stăm în bazin. Nu salariul mă pune să mă trezesc la 6 ca să intru în apă la 7 cu sportivii, da? Ci dorința aceea de a-i face cât mai bun și dorința de a-i vedea la competiție, nu neapărat că iau medalii, pentru că podiumul are 3 locuri, nu are 50 de locuri, sunt sute de participanți. Dar când vezi sportivul că și-a mers cel mai bun timp la concurs, îți dai seama că, băi, 3 luni de zile de când am terminat celălalt concurs, am lucrat bine. Copilul a lucrat bine. Este o recunoaștere a acestei investiții, exact, care s-a făcut. Exact. Este o... A spus cineva odată că meseria de antrenor, de profesor, că profesorul se poate înțelege foarte multe, meseria de antrenor este o meserie plăcută, grea, deci plăcută, grea, și nu oricine o poate face. Eu cred că ar putea să facă oricine. Poate că nu neapărat tu poți să fii antrenor de not, dar dacă de tânăr ai fi pornit spre o ramură de sport și ai fi antrenat și poate ai fi avut norocul ca la primele competiții, fie că meciuri, fie că, așa cum am zis, competiții la sporturi individuale, ți-ar fi ieșit bine și ți-ar fi mers bine, n-ai mai fi plecat. Deci este o meserie care te ține acolo, îți place să lucrezi cu ei, nu contează că te ceri cu prietenii și nu te duci la grătare, nu contează că, eu știu, weekendurile, noi de obicei suntem plecați la câte o competiție, noi suntem acolo. Suntem cu ei de gât, mărim cu ei de gât, îi ducem cât de mult putem în sus, când nu mai pot ei sau nu mai... De fapt, noi mai putem, noi probabil la pensie nu o să mai putem, dar ei când nu mai pot, vin alții din urmă. Și asta e bine în Pitești. Vin alții din urmă, avem de unde să vină alții din urmă, pentru că înotul este un sport extraordinar de bine văzut în Pitești. Da, și este, dincolo de bucuria rezultatelor, este o încununare a unor eforturi care sunt cel puțin pornite din două direcții. A sportivului care își dorește să performeze și a antrenorului care, evident, sportivul la un moment dat devine exact oglinda priceperii sale. Cam așa ar trebui să fie. Dintr-o altă perspectivă, cu siguranță la fel de importantă ca cea a sănătății, și anume educația, noi putem privi sportul și notul, evident, în mod particular, ca una dintre cele mai eficiente forme prin care poate fi modelat chiar și caracterul unui om, pentru că sportul de performanță, în notul de performanță, creează o anumită atitudine, creează un anumit fel de a te raporta chiar și la cei din jur, disciplinează, educă. Așa este, să știi, este un sport, îi spunem noi, curat. Când vorbesc cu cineva și îi spun că notul este un sport curat, zice, da, știm, că intri în apă și este un sport curat. Și apoi să faci duș. De ce este un sport curat notul? Nu pentru că intri în apă și oricum fiind tratată cu clor, mă rog, în bazinele noi e tratată cu ozon și alte, sau cu filtre de sare. Este un sport curat pentru că la not nu prea auzi înjurături. Este greu să înjuri când înnoți. Mai ales sub apă. Da? Mai ales sub apă. Aude ceva distorsiunea, nu se înțelege. Mai înjură sportivii când nu le convine, să fii sigur de asta, cum înjură la orice sport. La înnot nu prea reușești să te lovești. Zic nu prea, pentru că au mai fost cazuri când lumea a dat cu cotul de culoar când a ridicat mâna din apă și s-a julit un pic, cum s-ar spune, sau, eu știu, n-a prins bine peretele la o întoarcere, dar sunt așa niște cazuri foarte rare încât noi chiar nu putem vorbi de lovituri întorse, sunt la toate sporturile, numai de asta auzim. Orice ramură de sport în afară de not, la Polonuc, acolo sunt lovituri foarte dure. Acolo se lovesc, evident, e intenționat, sunt vizibile loviturile, da. Dar la not este această, eu știu, scăpare, dacă pot să spun așa, unde notatorul știe că are antrenamentul înnoată de multe ori singur pentru că are timpii lui, dar iese curat din apă. Adică nu iese lovit, nu iese, eu știu, iese capabil să-și poată duce antrenamentul și
după amiază și a doua zi și așa mai departe. Și de-aia zic eu că este și un sport pe care lumea ar începe să îl, nu să-l adore, dar să-l aleagă în fața altor sporturi pe care le-ar putea practica. Alergat, fotbal, basket și alte ramuri de sport. Evident, aici noi nu trebuie să uităm că până la urmă fiecare om își poate sau se poate regăsi într-un anumit sport. Și șahul este tot un sport, evident, este un sport al minții. Așa este. Vorbim despre alte măsuri. Însă atunci când discutăm despre mișcare, o punem efectiv în contextul necesității. Mai poate fi iarăși un aspect important care decurge din această alegere sportivă, și anume starea psihică. Cred totuși că un sportiv, un înotător, nu neapărat de performanță, dar un om care s-a obișnuit să înoate, poate deprinde chiar și o stare de concentrare mai bună. El are timp sub apă, are suficient timp să-și facă temele, să-și facă liniște în minte, așa să este, se gândească chiar și la lucruri care nu țin neapărat de ceea ce face în acel moment. Exact. Este acea lipsă a stresului care o capeți când ești în apă. Când ești pe uscat e mai greu, trebuie să spui căștile, să spui niște muzică, eu știu ce asculți, ce îți place, să te relaxeze, dar în apă ai scăpat pur și simplu prin a intra în apă. Iar zici tu că se concentrează mai bine, că poți fi capabil să copii, să învețe mai bine și așa mai departe, asta deja este explicată și fizic și la toate nivelele, deci se știe că sportul este bun pentru a învăța, pentru a fi capabil să muncești mai mult. Nu mai zic de sportul de performanță, că te învață ce înseamnă o echipă, când ajungi la o vârstă la care trebuie să te angajezi, deja știi să te lupți cu ceilalți de lângă tine, nu zici, mă dau bătut, îmi caut alt servici, nu e de mine aici. Nu, dimpotrivă, cum nu e de mine aici? Sunt făcut pentru asta, o să mă lupt și o să le arăt că sunt cel mai bun, pentru că ești obișnuit cu asta de mic făcând performanță. Pentru că, până la urmă, cam asta te învață sportul de performanță. Pe lângă faptul că încearcă să scoate din tine tot ce e mai bun ca să ajungi la niște timpi cât mai buni, te învață să faci față vieții care urmează. Pentru că viața nu e ușoară, poate fi ușoară, dar e lipsită de multe bucurii pe care le poți avea, dar prin prisma acestor ani pe care un sportiv îi petrece, făcând performanță sau poate chiar doar în not, acele cursuri de not pe durată de ani de zile, te fac să poți să faci față vieții care urmează. Deci ai scăpat de în not, ai scăpat de liceu, te duci la facultate. Bine, mă duc la facultate, am terminat facultatea. În facultate cu siguranță vei vrea să participi la jocuri universitare, competiții și așa mai departe, iar ulterior când reușești să te angajezi, cu siguranță vei fi privit mult mai bine de către angajatul. Deci nu este o metaforă acea sintagmă care spune că sportul creează caractere? Nu este, pe cam așa se întâmplă de fapt și avem cazuri milioane în lume. Da. Discuția este atât de concentrată și plăcută, nici nu am fost atent că ne apropiem de finalul primei părți. O să te rog să facem o scurtă pauză de publicitate și revenim în câteva minute.